Una este să pensezi și cu totul altceva să vaccinezi. Ioana Mihăilă, săgeata lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății, s-a dus în Bihor încercând să facă o demonstrație pentru rețele sociale, pentru publicitatea ei, cum că participă la campania de vaccinare și a încercat să vaccineze o persoană. Atâta doar că nu a știut cum să extragă vaccinul din fiolă și s-a făcut de râs. Reamintesc celor care mă ascultă că dânsa este patroana unei clinici care sponsorizată de Pfizer și care se ocupă cu pensatul.